Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi, așa, pentru ultima oră, haideți să facem un fulg care este gata în câteva minute. Deci, în maxim 5 minute, realizăm acest fulg. Voi folosi firul Bravo, voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate și pornim la lucru. Veți vedea că este simplu, ușor și foarte rapid. Un cerc magic un pic mai mare, eu îl las mai mare, voi intra în interiorul acestuia, voi face un prim ochi de lanț, după care voi continua lucrând cel de-al doilea, cel de-al treilea ochi de lanț, care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea picioruș dublu. În acest moment tragem un pic firul, facem exact punctul popcorn sau floricică de porumb, așa cum am făcut până acum, și vom închide cu fir alunecat această parte. După care continui 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi trece prin mijlocul punctului popcorn, voi închide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț, voi trece din nou prin mijloc, voi închide cu fir alunecat, voi face din nou 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi trece din nou prin mijloc și voi închide cu fir alunecat. Deci, prima parte deja am realizat-o, firul pe croșet, și vom continua lucrând din nou 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, voi forma din nou punctul popcorn, voi intra în corespondență la primului picioruș dublu, după care voi trage firul și voi închide cu fir alunecat și repet, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi intra pe mijloc, prin mijlocul punctului și voi închide 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voi intra prin mijlocul punctului popcorn, voi închide 1, 2, 3, 4, 5, voi intra din nou prin mijloc, voi închide fir alunecat întotdeauna, după care continui cu următoarele 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, formăm punctul popcorn, avem deja 3, aceasta este cea de-a treia grupă, de câte 5 piciorușe duble, deci cel de-al treilea punct popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voi intra prin interior, voi închide cu fir alunecat, 1, 2, 3, 4, 4, 5, voi intra din nou și voi închide cu fir alunecat, voi forma cel de-al patrulea punct, trag un pic firul și continui din nou cu 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3, 4, 5, voi închide punctul. Mie mi-a mai mult timp pentru că eu stau într-o poziție foarte incomodă și 3, 4, 5, am camera în față, nu reușesc să văd foarte bine, de aceea 2, 3, 4, 5, 6, 7, uneori mă poticnesc
1, 2, 3, 4, 5. Deci avem deja 4 puncte. Acum facem pe cel de-al cincilea punct popcorn, cu care vom încheia folgul nostru. Am tras din nou un pic capătul de fir. Am deja 2 piciorușe duble, 3, 4, 5. Voi forma punctul, mă întorc în primul picioruș dublu, pescuiesc firul. Acest punct l-ați văzut deja la sticla decorată. 1, 2, 3, 4, 4 și 5. Voi intra prin mijlocul punctului, voi închide cu fir alunecat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra prin mijloc și voi închide. 2, 3, 4, 5. Intru prin mijlocul punctului și am ajuns la capăt. Acum vom trage firul și vom închide. Ia uitați-vă cât de ușor. Acum eu voi închide tot rândul exact în corespondența mijlocului punctului, primului punct popcorn, cu fir alunecat, după care facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Am făcut 20 de ochiuri de lanț. Dumneavoastră puteți face mai multe, câte doriți, cât aveți nevoie, și voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț din acestea 20. Scurtez firul. Închid această parte a lucrării. Felul acesta, capetele de fire le voi ascunde de desubt, fie cu croșetul, fie cu acul, veți ascunde așa cum doriți și le vom scurta, iar folgul nostru este gata. Deci ați văzut cu tot, cu explicații, cu tot ceea ce am întâmpinat un pic din dificultățile mele de aici. Ia uitați-vă, am realizat fulgul. Deci în 5 minute realizăm un fulg. Eu sper să vă placă, eu sper să îmbrățișați și această idee care este ancora de salvare în ultimul moment. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc spor la lucru. La revedere, vă salută Tatiana!